Vă salut, dragi prieteni! Încă o oră de politică, încă o oră de promovare electorală. Sperăm noi, interesantă, așa cum sperăm de fiecare dată și cu fiecare invitat. De această dată chiar venim cu partid nou, personaj nou, și anume doamna Gabriela Carmen Olar, candidatul Uniunii Salvați România Sălaj pentru Parlamentul României. Doamna profesor Gabriela Carmen Olar, profesor de fizică și astronomie. Și astrofizică. Dar deci, nu de astrologie. Deci nu ghicesc în stele. Nu, horoscop. Bun. Deci cred că e singur astronom din Sălaj, mai aveți? Nu, sunt singura, chiar singura. Lucrez la centru de excelență cu grupa de astronomi, cu care avem rezultate, zic eu, meritorii. Sperăm să avem mai mulți astronomi în Sălaj. Da, uite, singurul astronom din Sălaj. Am aflat și noi cu această ocazie și dumneavoastră acest lucru, care are o profesie, din punctul meu de vedere, foarte frumoasă, neplictisitoare, cred. Deloc. Așa, bun, și în condițiile acestea, întrebarea clasică e de ce ați intrat în politică. Ce v-a venit, doamna profesor, să vă apucați de politică? O întrebare grea, cu un răspuns la fel de greu. M-am hotărât foarte greu, dar totuși, ținând cont de că de 26 de ani am avut răbdare să văd cum se succed la conducerea României tot felul de partide și cu tot felul de parlamentari, eu consider că a venit momentul să mă implic. Pentru că am văzut guvernări de toate culorile, de toate combinațiile și alianțele posibile și noi tot acolo suntem, tot în 90. Eu zic că n-am progresat foarte mult, cel puțin economic. Privința democrației am progresat chiar bine. Putem zice ce vrem. Putem înjura orice. Pe oricine, dăm cu basca udă în oricine. Asta nu-mi place deloc. Deci de aia spun că am luat, cred că, tot ce e mai rău din afară și nu știu de ce ne influențează lucrurile negative din exterior, în loc să luăm pe cele bune. În politică. Mi-a spus cineva că politica este o știință. Eu sunt profesoară de științe, sunt masterandă anul 2 la Cluj, acum chiar fac științe, dar nu politice. Pe științele naturii. Toate sunt niște științe până la urmă, dar și politica asta trebuie văzută și făcută într-un anumit fel. Aș vrea să fiu un om politic diferit de ceilalți. Nu doresc să mă asemăn cu politicienii de acum pe care am văzut. Într-adevăr, sunt și acum oameni de valoare. Printre politicieni nu putem vorbi despre toți, că așa, dar aș vrea să văd o altfel de politică mai deschisă și mai transparentă. Decizii mai transparente și aș vrea să văd pe politicieni în teritoriu. Eu n-am văzut în Sălaj, îmi pare rău să le spun domnilor parlamentari de Sălaj, nu i-am văzut în teritoriu, de 26 de ani n-am văzut să stea de vorbă cu noi. Au cabinete parlamentare poate cetățeanul să meargă. Da, dar eu nu știu programul, eu nu știu ce program au dâns. Poate să dea cu pumnul masă. Poate, eu știu, dar nu i-am văzut să fie activ în viața noastră a sălăjenilor. Eu aș fi vrut să iasă pe stradă, să discute cu noi, să-i mai vină la noi la televiziune, să pe plan local, pentru că degeaba merg pe plan național. Noi vrem să vedem aici la noi, la noi acasă, să le spunem ce doleanțe avem. Deci v-a supărat așa de tare? M-am supărat foarte tare. S-a luat decizia să intrați în politică. M-am supărat mai tare pe învățământ, în primul rând. Asta o să mă ajungem acolo, că trebuie să aveți și ceva, ceva propuneri legislative în domeniu. Da, dar e adevărat. De ce v-a supărat numai după 26 de ani și nu v-a supărat mai repede? Eu sunt o fire răbdătoare, așa, de felul prea răbdătoare. Da, și ca și românii tot am zis, mai rău să nu fie. De ce n-ați intrat în politică cu 4 ani, cu 8 ani? Am cochetat cu ideea, m-am dus înspre 2-3 partide de aici din județ, dar nu am fost foarte convinsă de propunerile lor și cred că nici de oamenii, unii dintre ei, încă o dată spun, deci nu toți, de unii oameni care erau în partidele respective. Deci nu am fost foarte convinsă că locul meu este acolo. Deci nu m-am regăsit în ideile acestor partide. Nu m-am regăsit eu ca persoană. Și acum cine a fost factor hotărător că v-a convins să intrați în USR? În USR. Trebuie să vă spun că eu am cochetat cu un alt partid regional care s-a înființat în Mureș.
nu știu dacă pot să-i spun numele sau nu. Puteți. Da, Paul îi spune. Este acolo o doamnă cu care sunt prietenă foarte bună din Sălaș, cu care am stat de vorbă vara trecută, ne-am întâlnit și am discutat politică. Și pot să spun că un argument hotărător a fost discuția cu doamna Lavinia, pentru că acolo m-am regăsit ca idei, în special în partidul acesta. Iar acest partid, Paul, este pe aceleași idei cu USR-ul. Și atunci, ei fiind un partid regional, la noi nu există în Paul, în Sălaj, am zis că, bun, varianta cea mai bună pentru noi ar fi să mergem pe USR, să merg pe ideile USR-ului, pentru că se potrivesc. Deci sunt chiar oameni potriviți mie. Aveți familie și copil. Ce zice ei de acasă? Sau ce au zis, spus ei... când le-a zis gata? Am luat decizia. Da, sigur că nu le place că sunt mai mult plecat acum fiind campanie, ar vrea să stau mai mult acasă, dar eu cred că e o idee bună. Soțul meu este alături de mine și el cochetează cu politica, dar deocamdată nu dorește să fie membru. Deci e interesat de politică, bine, copilul e clasa 8-a, el are altă treabă, are școală. Da. E greu totuși pentru o femeie în politică. Ținând cont că m-am uitat pe listele din Sălaș și am văzut că sunt singura femeie, poziția 1 în politică, și acum nu înțeleg de ce femeile nu doresc să se implice. Puțin mai mult, că până la urmă eu zic că poate avem și noi ceva de spus. Iar de ce credeți dumneavoastră ca femeie că ezită? Pentru că sunt... Sigur, sunt femei în politică și sunt femei care fac treabă bună. Exact, exact. În politică, așa cum sunt în foarte multe domenii. Dar, totuși, cochetează mult mai mult până să ia decizia și un număr destul de mare iau decizia să nu intre. De ce? Să simt așa că... Poate eu... Bărbații au venit ani și ani de zile cu ideea că politica asta e un apanaj doar bărbaților. Ca și războiul. Și la război mai mult bărbații decât femei. Păi și despre fotbal se spunea așa. Și uitați, acum sunt echipe de fotbal feminin, sunt campionate europene și mondiale. Eu cred că se simt unele femei complexate puțin. Și în al doilea rând, cred că având și copii, având familie, trebuie să ții un echilibru între ele și poate că unele nu doresc să facă sau să faci un sacrificiu. Acum chiar nu că sunt poate un erou. Un alt mod de gestionare a timpului trebuie, sunt convins. Da, deci trebuie să fiu foarte atentă la tot, să fie și familia ok, să fie și partea de politică și... Deci toate și trebuie cea profesională. Exact, toate trebuie să le îmbin și e cam greu pentru o femeie. Asta este adevărat. Ea mai are de făcut acasă un alta, nu... Bărbații au altă treabă, femeile sunt cu bucătăria, cu menajul, cu copilul și atunci timp de politică cam prea puțin le rămâne. Sunteți de puțin timp în politică, dar în puținul ăsta timp. Faceți și dumneavoastră partidul dumneavoastră, cum am văzut acum că e trendul anului 2000, campaniei 2016, această campanie din ușă în ușă. Faceți și dumneavoastră așa? Da, dar nu neapărat e un target pentru noi door to door. Dar facem, pentru că am rămas surprinsă să văd că multă lume din nu știe că existăm. N-au auzit de noi. Nu? Și e normal, suntem un partid tânăr. Și atunci, dacă, de exemplu, azi am avut un incident nu neapărat neplăcut, dacă vrei să oferi unui om un flyer, da, în care să-i spui cine ești, ești refuzat într-un mod grosolan. Și atunci, nu refuzul mă supără, ci faptul că nu doresc să fie informați. Nu poți să mergi la vot dacă nu ești informat. Ce să votezi? Ba poți, dar poți șansele de a da cu barul. Exact. Votezi ce zice la intrare. Iese unul și zice, tu cu cine ai votat? Păi am votat cu cutare. Păi hai că votez și eu cu ăla. Deci pe principiul ăsta. Noi încă nu știm să ne informăm politic. Să știm ce votăm. M-au surprins și tinerii de la școală. Am discutat cu cei de-a 12 la un moment dat și am zis, bun, voi acum sunteți majori, va trebui să mergeți la vot. Care este opțiunea voastră? Cu ce țineți? Cu dreapta? Cu stânga? Dar ce este aia? Și asta este foarte trist, că ăștia sunt tinerii care vor trebui să voteze în continuare și să dea niște direcții pentru România. Și dacă ei nu știu ce înseamnă, nu știu în ce direcție să o luăm, e foarte trist. Și atunci am zis, hai să facem... Să ne întâlnim cu tinerii, să discutăm cu ei politică, să le arătăm că politica nu e un lucru rău și că o țară fără politică nu poate trăi, că cineva trebuie să dea direcția de dezvoltare, o direcție de a merge înainte. Trebuie să avem un șef în ghilimele, dar trebuie să fie
politica trebuie să fie aproape omului. Nu undeva ei să fie acolo sus și noi aici jos. Deci trebuie să avem niște canale foarte bine structurate ca să putem comunica. Eu așa văd lucrurile. Trebuie respectați politicienii, pentru că, într-adevăr, e greu să stai acolo și să faci legi, e o mare răspundere, dar, în același timp, legile trebuie să vină înspre noi și nu să fie total, să nu aibă nicio legătură uneori cu noi. De ce credeți că refuză oamenii informația despre politic? Oare chiar așa avem de-a face cu chiar așa de mare suprasaturație de politic? Eu cred că da. Deci, mergând acum în campanie, cum merge toată lumea și încercând să stau de vorbă și nici nu vor să audă. Deci, lăsați-mă pe mine cu de-astea. Sătulă de-astea. Dar nu-mi spuneți de-astea. Deci, nu doresc. Probabil că și la televizor, văzând atâtea lucruri, DNA-ul în acțiune, nu mai vor să audă de oameni care fac politică. Și atunci, cred că încrederea a mers undeva sub, nu nici la zero, sub, în minus. Suntem undeva de la zero în minus, acolo suntem cu încrederea. Dacă am ajunge cu ea înapoi la zero, ar fi foarte bine să putem crește, să mergem pe plus. Dar asta va fi foarte greu. Adică eu văd lucrurile ca, având o transparență decizională la toate nivelele, omul să poată să vadă tot ce se întâmplă și numai atunci să nu mai vedem la televizor politicieni arestați, pentru că și chestia asta ar trebui să rămână a justiției. Nu știu de ce trebuie să ne arate la televizor pe cei pe care îi arestează. Deci nici n-ar trebui să existe. Aia e treaba justiției, dacă a greșit să plătească. Problema lui personală. Eu așa văd lucrurile. Pentru că deja îi saturăm pe oamenii ăștia care se uită cu dosare, procese, deja sunt nebuniți. Și atunci, sigur, când aud de politician și de parlament, păi ăia care fură. Și deja s-a format o opinie. Deci cred că și televiziunea ne face un defavor prin faptul că ne prezintă... Pe de o parte, cred că aveți dreptate. Pe de altă parte, spuneați că se răspunde de multe ori, lăsați-mă că de asta că sătulă sau sătul. Și dacă îl întreb forma de guvernământ a României, n-aș garanta că știe. Nu știe, nu știu. Atunci de unde saturația? Nu știu. De informație, pentru că altfel ajungi la concluzia la mulți, așa văzând ce fac ăștia, tot felul de vax populi și alte genuri de rubrici, da. Te îngrijorezi cât de puțină informație au oamenii. Exact. Ei, aici cred că problema asta trebuie să o rezolvăm împreună, mass media și politicienii. Da. Cred. Și eu cred același lucru. Și dacă să reproșăm, trebuie să ne reproșăm tot mai mult nouă. Așa este. Nouă și politicienilor. Dacă e cineva să spună cenușă în cap. Cred. Și eu pentru cred. Pentru că până la urmă, politicienii zilelor noastre sau acelor 26-27 de ani au fost în diferite, propulsați în diferite funcții. Ce aleși mă refer. Da. Cei numiți, deja începe altă discuție. De către noi. Popor. Așa este. N-au mers singur. Nu. Asta trebuie ca să ajungeți în Parlament, trebuie să vă voteze. Să mă voteze. Cei care sunt de 20 de ani, de 5 mandate sau de 6, exact. Sunt situații de astea. Da, și în salari sunt. Sunt acolo pentru că i-a votat poporul. Da, nu constant. Nu puteam fi altfel. Nu? Așa este. Deci aici cred că este, după părerea mea, ce ziceți, mult de lucru. Foarte mult. Deci gândiți-vă că totuși ne-au trebuit 26 de ani să pierdem toată încrederea, că românul a tot răbdat. Dar cred că încrederea românul și-o capătă când vede că în buzunarul lui cresc niște bănuți. Adică știți cum e, până la urmă ajungem din nou la bani. Dacă omul este bine plătit, dacă este informat, dacă este ajutat, mergi la primărie, îți dorești un act, nu te poartă de la camera 1 la 2 la 3 la 4 și rămâi apoi la camera 1. Deci dacă omul vede că îi se vorbește frumos, nu este repezit, își capătă încredere, este respectat, este altceva. Dar când vezi cum se poartă lumea adică cu tine... Se vorbească frumos, toți ia 4 ani, exact, nu doar la 4 ani. Exact. Și atunci asigur că și încrederea se recâștigă, dar va fi foarte greu. Și cred că ar trebui aici să vină tinerii din spate și să încercăm să schimbăm. Oamenii din învățământ sunt considerați, poate că greieronat, a fi în majoritate de stânga. Noastră ați intrat într-un partid de dreapta. Da. Poate că eronat, zic. Poate.
Colegii mei oscilează și ei, cum zice, sunt între stânga și dreapta, se bucură când li se măresc salariile, se supără când li se taie salariile pe bună dreptate. Însă chiar și acum ultima mărire de salarii, cu care eu n-am fost de acord, pentru că să dai o mărire doar, mie mi se pare așa, chestie electorală, mie așa mi se pare, poate greșesc. Nu e normal. Salarizarea trebuie să fie făcută gândită bine. Și noi așteptăm legea salarizării în învățământ. Și bugetarii, noi nu așteptăm milă, nici pomană. Eu nu vreau să fiu, mi se indexeze salarul sau să-mi crească cu 10%, nu știu cum. Eu vreau să existe o lege clară a salarizării în care să știu ce grade am, care sunt pașii pentru care trebuie să-mi crească salarul, la cât timp o să le fac, adică să am ordine în viața mea. Și nu și chestia aia, și ce trebuie să fac, ca să, și în ce condiții banii, de calitate, exact, pentru salarul, da, ăla. Ei, aici avem ce o problemă. De calitate? Avem o problemă, avem, că suntem campioni la cerut, nu în același timp, nu ne situăm pe primele locuri la oferit. Exact. Ca în viață, nici în viață. Exact. Și asta... în viață avem problema asta. Da. Nu? Asta am spus și colegilor. De ce vă bucurați că ne-au mărit salariile? De unde să ne dea banii? Pentru că acum ne măresc, da? Până nu știu pe decembrie, când se instaurează noul guvern, nu o să aibă bani, probabil, și atunci o să ne taie. Dacă nu sunt, această mărire nu e fundamentată cu... Și nu cred că este. Cu... Să vină la pachet cu, cu ce? Sursele de unde, exact, se va face. De unde? O să ia de la investiții? Deci ce am făcut? N-am făcut nimic. S-a mai făcut. S-a mai făcut. Practicat sportul ăsta. Okay, dar nu e în regulă. Că de aia nu s-au făcut marile investiții. Dar nu este în regulă. Deci, eu sunt de acord să rămân la salariul care sunt, dar să văd că se termină autostrada, să văd că se face ceva pentru sălași, să văd că se întâmplă ceva în țară. Nu vreau neapărat salari mare, da, sau să-mi crească și să văd că toate se prăbușesc în jurul meu. Că atunci tot n-am făcut nimic. Da. N-am făcut nimic. Ziceați, discutam la început de reținerea aceasta femeilor de a se implica. Da. Pe față, ca să spun așa, în chestia politică. Dar nu la asta, și în alte funcții de conducere, parcă se simt un pic timorate. Așa de este. Câte ori vi s-a spus, treci la cratiță? Vezi? Da, mi s-a expresia cam... de bădăran, da, este asta. Misoginismul catalogată există. A unui bădăran. Da, există misoginism și... O întâlnim în trafic. Da, da. O întâlnim în relațiile profesionale. O, da, întâlnim... Mergând pe trotuar. Știți cum este? Eu nu doresc drepturi egale cu bărbații, toate drepturile egale cu bărbații. Eu sunt o femeie mai atipică. Adică eu nu doresc să tai lemne. Deci, da, nu doresc, că nu pot și nu... Așa cum nu doresc ca soțul meu să facă mâncare. Deci, cred că fiecare, în anumite domenii, trebuie să fie... lăsați pe lumea asta să facem niște, ceva. Astea vin de la, exact, niște calități. Exact, pe care le avem genetic. Exact. Da? Așa, în politică, cred că ne putem lupta cu bărbații, adică pe problema ideilor. Acolo e o zonă neutră, exact, nu e personalizată. Acolo, exact, acolo putem avea idei, putem avea păreri. Dar sunt domenii în care fiecare trebuie să stea... Iacă-te, și la șoferie. Da, exact. Și acolo sunt bărbați buni șoferi sau pro-șoferi. Da. La fel și femeile. Care depășiți de situații. Situații de femei. Exact, exact. Ca și condus. Ca și condus. Ca și condus business-uri. Tot așa, sunt femei de succes. Exact. Și sunt bărbați care nu își pot conduce afacerea. Deci de-aia zic că nu trebuie să fim... trebuie să ne acceptăm fiecare, indiferent că suntem bărbați sau femei. Nu cred că asta e important. Dar, în același timp, să ne cunoaștem fiecare limitele. Eu, ca femeie, nu pot să tai lemne. Tu, ca bărbat, poate îmi trebuie să faci mâncare, deși sunt foarte mulți bucătari bărbați. Foarte buni, mult mai buni decât femeile. Și știe chestia asta. Da. Dar ăia sunt niște bărbați cu niște abilități. Master, șefi, exact, ăștia, majoritatea sunt bărbați. Sunt bărbați. Da, deci nu cred că trebuie să ne catalogăm așa, adică bărbații la politică, femeile la cratiță. Eu cred că, ca și în politică... De altă parte, singura medalie de aur la Olimpiadă, unde? La scrimă? Așa. A fost adusă de femei. De femei. La scrimă? La scrimă, exact. Unde e un domeniu apanajul bărbaților. Deci de gândindu-mă, mergând un pic în spate, exact, la mușchetari. Exact, vedeți? Deci, da, de-aia cred că trebuie să ne tolerăm reciproc și să ne respectăm reciproc. Fiecare pe bucățica lui. Unde ce șanse credeți că are un partid nou în București, ceva mai vechi, adică, da, oarecum a debutat mai puternic, destul de în forță la alegerile locale din, da, vara acestui an, la nivel de teritoriu, extra București, la nivel, uh-huh, de țară, chiar foarte nou.
Ce șanse are un partid din ăsta să convingă în așa fel încât, sigur, ținta noastră este clar, să... Ce? Să intrăm la guvernare, da. Deci, și să obțineți un scor... Exact, măcar eu aș vrea 15%, vă dar... Vă puneți problema dumneavoastră ca partid. Da. Că n-ați face pragul electoral. Nici gând. Sunt prea mulți oameni furioși. Noi am crezut că v-ați dat strict pe sondaje. Nu, nu ne bazăm pe unele sondaje. Ieri sau azi am văzut un sondaj care ne dădea 19% în fața altui partid, altele ne dau 3%. Acum eu nu cred sondajele, nu le-am crezut niciodată. Unele, nu. Unele, hai să zic că le nimeresc unii. Depinde pe cine-i făcut, cum i-a făcut sondajul. Acum faci un sondaj. Eu nu mă pricep la sociologie foarte mult. Mă rog, probabil că și aleg 1000 de persoane. Două lucruri importante. Cum alege eșantionul? Asta e. Și cum faci întrebările? De ce spun? Deci de aia nu pot să acord, cred și nu cred sondajele. Nu în ultimul rând, prelucrarea, da. Care este un proceder. Asta este, cum depinde complex, cum... Prelucrarea acelor date. Acelor date. Eu cred mai mult în ce văd în teritoriu. Adică sunt de vorbă cu oamenii. Eu pe ăștia-i cred, eu pe ăștia-i văd că ei îmi spun mie că s-au săturat de cutare. Eu acolo cred mai mult decât sondajele. Sondajele pot să fie părtinitoare, depinde pe cine ai nimerit să suni sau pe cine ai nimerit să intervinezi. Unda specialiștii, cei care fac firmele, să da. Institutele acelea de sondare opiniei publice, sunt niște reguli și niște norme foarte clare în stabilirea eșantionului ca să acoperi tot ce înseamnă știți vârstă, cum da, eu sex, fiind de fizică, am făcut probabilistică și statistică. Și la noi este așa ceva. E adevărat că statistica, așa, când vorbim despre ea, înseamnă ceva sec, ceva rece, ceva... Sigur, te poți ghida după ele. Deci, tăiat, exact. Cat, e normal să te ghidezi după aceste sondaje, adică să spui problema de ce au răspuns nu știu cât la sută din tineri așa. E o problemă dacă au răspuns așa sau de ce cei mai vârstă au răspuns la întrebarea cu tare așa. Deci îți spune o problemă. E adevărat că e bine să le citești și să le studiezi un pic, să le gândești. Dar eu nu aș merge, pentru că, din nou, sunt o grămadă de sondaje pe piață acum. Toate partidele își comandă sondaje, inclusiv noi, inclusiv USR-ul, da? Acum, ce să zic? Interesant este că nici măcar aceste procente, eu fiind de fizică, da? Aceste procente trebuie să fie cât de cât în aceeași marjă, adică fiind de să se rotească. Înseamnă că la matematică trebuie să stați bine, că altfel n-ați exact, fi intrat și n-ați fi terminat. Plecând de la niște condiții inițiale, trebuie să am același rezultat. Nu? Așa e la fizică, adică același fenomen are același rezultat dacă are condiții inițiale. O nu se poate plecând, să zicem, la anumite întrebări, să avem o paletă de la 3% la 19%. Un sondaj de 3%, unul de 19%. Ar trebui să fie cât de cât pe o anumită palier, să zic, între 7 și 12, să zic, sau să fie acolo o anumită marjă, dar nu chiar așa, e foarte mare diferența pe sondaje. Pe cine să crezi? Să vede că sunteți nou în politică, știți dumneavoastră, cred că ați auzit expresia asta că în politică, unul și cu unul, nu fac de doi. Cele mai multe ori nu fac nu doi. Nu fac doi, da. Eu nu vreau politica aceea. Credeți-mă sincer, eu vreau unul cu unul să facă doi. Deci vreau lucruri clare și, cum să vă zic, foarte clare și transparente. Și atunci cred că avem o șansă să ne ridicăm ca și țară. Altfel, eu nu văd România. Da, haideți să luăm câteva minute de publicitate și în partea a doua chiar să ne spuneți, vă spun de acum că încep cu învățământul, că mi-e foarte drag. V-a înverșunat așa de tare. Da, foarte tare. Sigur nu v-a înverșunat cursa de Formula 1. Nu. Publicitate, revenim.